Salut, astăzi o să vă prezint dimensiunile de confecționare ale elevatorului pentru motocultor, deoarece am fost rugat de către cineva pe YouTube și o să începem cu rama de sprijin din față, unde vin cei doi suporți pe care se pune vara de la motocultor și are o lungime de 700 de milimetri, o lățime de 400, înălțimea suporților este de 540, în afară de aceste două alveole. Bine, astea vin sudate chiar în capătul suportului, pentru că aici se sprijină bara. Deci mai măsurăm o dată acești suporți, 540 de milimetri. Distanța dintre ei, haideți să luăm pe exteriorul lor, este de 400. V-aș sfătui, dacă aveți bara mai lungă, să-i puneți mai distanțați, chiar la un 550 de milimetri, 600. Ne deranjează, din contră are o stabilitate mai bună. Ramforsări, după cum se văd, astea vin în interior, la mine au 345. Apoi suportul din spate, o lungime de 855. Este făcut dintr-o țeavă dreptunghiulară de 50x25. După cum ați văzut, am folosit un cric de mașină pus la jumatea acestei țevi dreptunghiulare. Iar aici, la mine, este demontabil elevatorul și acești suporti se scot, pentru că eu îl depozitez înăuntru, unde am eu sculele, și nu îl las așa montat. Haideți să vedem și cât avem aici. Deci prima țeavă de îmbinare are 355, iar cealaltă, numai puțin că e greu să și filmez, să și măsor, cealaltă 565. Ea vine montată așa. Se bagă aici. Așa. Ideea este că eu am modificat bara din față de la motocultor și automat a venit mai lungă și a trebuit să mă lungesc și eu acolo. Acum vedeți și voi, în funcție de motocultorul care îl aveți. Aia puteți să o faceți mai lungă și în funcție de cum vă vine aici sistemul de ridicare, o mai puteți scurta dacă vi se pare că este prea în spate. Și iar ce vreau să vă mai zic, suporții din față să nu fie prea înalți. Deci când a spus motocultorul să nu stea așa pe spate, mai bine să stea pe față, pentru că v-a ajuta mult când schimbați frezele, pentru că frezele sunt mai mici în diametru decât roțile de transport și automat când îl veți lăsa jos, dacă motocultorul, suporții sunt înalți și motocultorul va veni așa, clar o să aveți o problemă când veți scoate cricul de sub el. Dar dacă ei sunt mai jos și va veni așa, este numai bine. Când lăsați cricul, se așează freza pe pământ și este ok. Și să vedem și o lungime totală cu el montat așa. Haideți să luăm de aici până în față. 1320. Deci cam asta este elevatorul, este foarte util. Aici, după cum ați văzut, i-am pus și două tălpi. Acum sunt eu pe un teren mai denivelat, dar pe teren drept se așează perfect, nu se răstoarnă, nu se înclină și este foarte, foarte util când schimb roți, freze,
Deci merge, nu te mai lupți cu motocultorul. Cam asta fiind spuse, vă urez spor la lucru și nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul Georgica M. Vă salut!